Am văzut data trecută că un atom e format dintr-un nucleu, unde se găsesc protonii și neutronii, și dintr-un înveliș electronic, unde se găsesc electronii. Nucleul atomului, prin numărul de protoni pe care îi conține, este caracteristica definitorie a elementelor chimice, numărul de protoni oferind identitatea fiecărui atom în parte. Este un număr extrem de stabil care iese neatins din reacțiile chimice. Electronii, în schimb, pot sări de la un atom la altul oricând e nevoie de asta pentru ca reacțiile chimice să aibă loc. Deci electronii sunt cu mult mai interesanți decât particulele din nucleu. Neutronii sunt și ei importanți în felul lor, dar, spre exemplu, numărul lor nu schimbă identitatea unui atom. Unul dintre cele mai importante lucruri care definesc un atom e sarcina electrică, iar neutronii nu au sarcină, deci nu prea influențează proprietățile atomilor. Dar noi știm că sarcinele identice se resping între ele. Imaginați-vă un nucleu fără neutroni. Acesta nu ar exista de fapt. Protonii s-ar respinge mult prea puternic. Spre exemplu, în cazul carbonului, cei 6 protoni din nucleu nu ar sta împreună așa cum minți, dacă nu ar fi neutronii care să tempereze reacțiile de respingere dintre protonii care au cu toții sarcină pozitivă. Deci, carbonul are nevoie de 6 neutroni care să țină împreună în nucleu cei 6 protoni. Dar aici se întâmplă un lucru foarte interesant. Cei 6 protoni pot fi ținuți împreună și de 7 neutroni sau de 8 neutroni. Deci, există 3 tipuri de carbon stabil în natură, cu acest număr atomic Z egal 6, dar cu număr de neutroni diferit. Și pentru că numărul de neutroni e diferit, rezultă că și numărul de masă A este diferit. Așadar, cele 3 tipuri de carbon sunt carbon 12, care are 6 protoni și 6 neutroni în nucleu și 6 electroni în învelișul electronic, carbon 13, acesta are 6 protoni și 7 neutroni în nucleu și 6 electroni. Și carbon 14, care are 6 protoni și 8 neutroni în nucleu și tot 6 electroni în înveliș. Aceste specii de atomi cu același număr atomic Z, dar cu număr de masă A diferit, se numesc izotopi. După cum am văzut, un izotop se notează cu același simbol ca și elementul chimic. Majoritatea elementelor se găsesc în natură ca amestecuri de izotopi. Din cele 92 de elemente naturale cunoscute, 69 sunt amestecuri de izotopi stabili. De exemplu, și uraniul, care e un element radioactiv și are numărul atomic Z egal cu 92, se găsește în natură ca un amestec de 3 izotopi, și anume uraniu-234, care are în nucleul său 142 de neutroni și 92 de protoni, uraniu-235, care conține în nucleu 143 de neutroni și 92 de protoni, și uraniu-238, care conține în nucleu 146 de neutroni și 92 de protoni. Pentru a putea continua discuția despre izotopi și masele lor atomice, va trebui să vedem mai întâi cum se măsoară masa unui atom în general. Masa unui atom este foarte, foarte mică în raport cu unitatea de măsură utilizată în sistemul internațional, adică în raport cu kilogramul. De aceea, masele atomilor se exprimă sub formă de multipli ai unității atomice de masă. O unitate atomică de masă, care se notează prin U sau UAM, după cum am spus și lecția trecută, este egală, prin convenție, cu a 12-a parte din masa unui atom al izotopului de carbon 12. O unitate atomică de masă ar fi egală cu 0,166 ori 10 la minus 26 de kilograme. Deci numărul ăsta arată cam așa, 0,00166 și aici ar trebui să fie 26 de zerouri. Așa că mai bine folosim unitățile atomice de masă ca să nu ne încurcăm în atâtea zerouri și virgule. Și astfel, masa atomică relativă sau masa atomică reprezintă numărul
care arată de câte ori masa unui atom e mai mare decât unitatea atomică de masă, adică de câte ori masa unui atom este mai mare decât a 12-a parte din masa unui atom de carbon 12. Bun, deci acum putem reveni la izotop. Am văzut în cazul izotopilor că numărul atomic Z nu se schimbă, dar se schimbă masa atomică relativă. Și astfel, masa atomică a unui element care se găsește în natură sub forma a mai mulți izotopi stabili este dependentă de masa atomică relativă a izotopilor, pe care o vom nota cu A1 pentru izotopul cu numărul 1 și cu A2 pentru izotopul cu numărul 2 și tot așa, în funcție de câți izotopi are elementul. Deci, A1, A2, AN. Iar masa atomică a unui element mai este dependentă și de procentul sau abundența izotopilor în compoziția elementului în natură. Procentele le vom nota cu A1%, A2% și până la AN%. Această masă atomică se numește masă atomică relativă medie și este masa atomică trecută în tabelul periodic în dreptul fiecărui element. Dacă vă veți uita în tabel, veți observa că majoritatea maselor atomice sunt numere raționale, numere cu virgulă. De exemplu, în cazul clorului, masa atomică este 35,45. Să vedem cum s-a ajuns la această valoare. Clorul se găsește în natură sub forma a doi izotopi stabili, și anume clor 35 și clor 37. Izotopul de clor 35 are în nucleu 17 protoni și 18 neutroni. Și iar în învelișul electronic are 17 electroni. Izotopul de clor 37 are în nucleul său 17 protoni și 20 de neutroni, iar în învelișul electronic are 17 electroni. În tabel sunt reprezentate masele izotopilor de clor în unități atomice de masă și compoziția procentuală a celor doi izotopi ai clorului în natură. Vedem că în cazul izotopului de clor 35, masa este de 34,97, iar procentul este de 75,77. În cazul izotopului de clor 37, masa este 36,95 unități atomice de masă, iar procentul cu care se găsește în natură este 24,23. Această compoziție procentuală reprezintă numărul relativ al atomilor izotopilor. Vedem că procentul izotopului de clor 37 este mai mic, este 24,23. Asta înseamnă că în 10.000 de atomi a izotopilor de clor, numărul de atom de clor 37 este de 2423, iar numărul izotopilor de clor 35 este 7577. Masa atomică relativă medie a unui amestec de izotop se calculează cu această relație, masa atomică relativă fiind notată cu AR. Deci, masa atomică relativă a clorului va fi egală cu masa atomică a izotopului de clor 35 înmulțit cu procentul acestui izotop supra 100 plus masa izotopului de clor 37 înmulțit cu procentul acestui izotop supra 100. Astfel obținem masa atomică relativă medie a clorului, care este 35,45. Așadar, izotopii diferiți ai unui element au mase diferite, dar au același număr de protoni în nucleu, adică același număr atomic Z. Deci au aceleași proprietăți chimice și sunt aceleași elemente și astfel aparțin în același loc din tabelul periodic. De fapt, cuvântul izotop înseamnă același loc. Însă trebuie să fim atenți să nu confundăm numărul de masă A cu masa atomică despre care tocmai am vorbit. Numărul de masă A este întotdeauna un număr întreg. Este simplă adunare dintre numărul de protoni și numărul de neutroni dintr-un atom. Și astfel nu este în niciun caz o medie a maselor atomice a tuturor izotopilor unui element.
Dar există și o exprimare a maselor atomice într-o unitate de măsură cu care noi suntem mai obișnuiți, și anume în grame. Masa atomică a oricărui element, exprimată în grame, se numește mol de atom. Putem privi molul puțin altfel. Când chimiștii au de-a face cu atomi și molecule, ei au nevoie de o unitate de măsură ușor de folosit, care să ia în considerare dimensiunile foarte, foarte mici ale atomilor și ale moleculelor și să facă trecerea între aceste dimensiuni foarte mici și lumea vizibilă pe care noi o putem înțelege. Și această unitate de măsură este molul. Un mol de atomi reprezintă cantitatea în grame dintr-o substanță simplă care conține 6,022 ori 10 la puterea 23 atomi. Acest număr se numește numărul lui Avogadro și este notat cu Na. Numărul lui Avogadro este numărul de atomi conținut în exact 12 grame de carbon 12. Numărul de atomi conținuți în 12 grame de carbon ar fi de fapt acesta. Deci vedem că este un număr foarte, foarte mare. Așa că eu personal prefer să-l notez cu Na, adică numărul lui Avogadro. Deci masa atomică a oricărui element exprimată în grame se numește mol de atom. Uneori se folosește și termenul de atom gram după denumirea veche, în loc de termenul de mol de atom. Să luăm un exemplu. Masa de un atom gram sau un mol de atom de neon reprezintă cantitatea de neon, care conține 6,22 ori 10 la puterea 23, adică numărul lui Avogadro, atom de neon și are valoarea de 20,18 grame. În calcule se consideră de obicei valoarea rotunjită a masei atomice. Cantitatea de 20 de grame de neon corespunde, deci, unui mol de atom de neon. Sau masa de un atom gram de oxigen reprezintă cantitatea de oxigen care conține 6,022 ori 10 la puterea 23 atom de oxigen și are valoarea de 15,99 grame și în calcule vom lua în considerare valoarea de 16 grame. Așadar, știm acum mai multe despre protoni și neutroni și despre ce înseamnă aceștia pentru un atom, dar pentru că electronii și ceea ce fac ei este mult mai interesant, în următoarele lecții va fi vorba despre învelișul electronic al unui atom și despre configurațiile electronice.